Poezie din a lui, pentru că este scriitor și știți cât de frumos scrie. Mulțumim! Cu mare drag am onorat această invitație. Mă simt privilegiat să particip la un spectacol așa frumos, chiar foarte tare. Un spectacol neașteptat de frumos, în care m-am pregăsit în multe momente. Am pregătit pentru dumneavoastră un moment special. În primul rând vreau să salut pe Luca și să-i spun că suntem alături de el și sunt sigur că se va face bine și îl aștept aici lângă noi pe scenă. Am ales să vă pedepsesc un pic la iubire. În gând condeiul unui val, pe lira unei lacrimi, să te sculptez în amor pe portativul nopții, sărutând cheia sol dospită în echinoxiul dintre patini, cel cântă în metru antic seara sacerdoții. Lasă cerceaful iubito să ne fie rug, iar noaptea să ne cearnă visele-n petale, să te desmier poemă în cerul care curg, din icoane ce ascund doar sanctități vasale. Lasă cerul să curgă în lacrime la geam și ascult acum, iubito, al nopții geamă trece, tremurul șoaptei de izvor ce murmură pe ram. Răsar pe raza lumii ce șegalnic ne petrece. Lasă ploaia să curgă încetişor pe portativul mării, iar talbele talazuri să ne dospească rugi în candele curgi luna în ceasul înserării, doar lumina iubirii versul să-l parcurgi. Ah, cum sfârșie amurgul mușcând din carnea înserării. Ah, cum sfârșie cerului cu sângele solar. Iubito, lasă-mă să-ți sărut rana visării și haide să murim sorbind al dragostei pahar. Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Și noi îți mulțumim tare mult. Exact cum spuneam că trebuie să jonglăm cu microfoanele astea. Nu fugi, te rog frumos. O diplomă de excelență. Și așteptăm să mai scrii frumos. Așa. Mulțumim tare mult încă o dată. Felicitări.